Tinerii absolvenți chemați să-și găsească un job. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara a pus la cale o bursă a locurilor de muncă pentru ei. Așa că au fost chemați peste 50 de agenți economici care au pus la bătaie joburi pentru aceștia. Evenimentul organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a fost pentru elevi prilejul perfect pentru a intra pe piața muncii. Cei mai mulți tineri au fost interesați de joburile oferite de angajatori. Aceștia spun că vor să-și găsească locul de muncă mult dorit acasă și să nu plece în alte orașe. Ce loc de muncă te-ar interesa? Pentru ce ai venit? Am venit mai mult pentru un domeniu de pază, de intervenții. Asta m-ar interesa pe mine. Și ai găsit ceva anume? Am găsit la Hyperion Guard. E destul de bine. Vrei să rămâi aici în județ să lucrezi? Da, în județ. Eu mă gândesc să mă duc la penitenciar după ce termin liceul și dau bacul. Deci ți-a atras atenția și vei să rămâi acasă? Da. Este un eveniment, după părerea mea, interesant, deoarece așa putem descoperi mai repede ce vrem să facem în viitor. M-ar interesa să mă angajez în poliție. Ar fi visul meu. Cum ți s-a părut prezentarea standului de poliție? A fost foarte frumoasă și chiar ajută. De la joburi de instalator și constructor și până la cele din jandarmerie și poliție, toate au așteptat să fie ocupate în număr cât mai mare. Peste 50 de angajatori au pus la dispoziție tinerilor peste 600 de locuri de muncă vacante. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, astăzi la DEVA, la Casa de Cultură, desfășoară această activitate. Din punct de vedere al locurilor de muncă, pot să vă spun că avem 646 de locuri de muncă de la 54 de agenți economici care sunt prezenți în sală cu o ofertă diversificată în mai multe meserii. Legat de oameni, de azi dimineața au fost foarte mulți. La finele acțiunii o să știm exact câte persoane au participat. Noi am programat oarecum pe ore, tocmai să încercăm să evităm aglomerația. Ca urmare, n-aș putea să vă spun în acest moment câți au fost, cred că câteva sute bune au fost. În sala de consiliere avem copii din clasele terminale, atât de la școala profesională cât de la liceu, unde mai mulți specialiști din partea Ministerului Economiei, chiar a fost un domn sociolog care le-a povestit despre meserii, din partea JOFM, colegii noștri de pe informare consiliere, doamna ministru Natalia Intotero a povestit cu dânsii și încercăm să-i sprijinim, să-i ajutăm în alegerea unei meserii. Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero, a stat de vorbă cu cei prezenți la eveniment pentru a le asculta nevoile. Aceasta i-a sfătuit pe tineri să fie atenți la decizia pe care o vor lua, având în vedere că piața muncii este într-o continuă schimbare. Le spuneam și tinerilor din sală, dacă înainte de pandemie nu prea știam noi ce este învățământul hibrid, pandemia ne-a făcut să accelerăm această modalitate de învățare. Același lucru pentru meserii. Ceea ce își aleg tinerii astăzi trebuie să-și aleagă cu mare atenție, gândindu-se că poate peste 20 de ani meseria respectivă nu va mai exista. De aceea, astfel de evenimente, cum este Bursa Locurilor de Muncă, nu realizate doar o singură dată pe an, pentru că doar în acest an calendaristic am participat la mai multe întâlniri în județul Hunedoara și nu doar în municipiul reședință de județ. Sunt mai mult decât binevenite. Este important ca tinerii să poată să-și găsească un loc de muncă acasă și să nu fie nevoie să plece în alte zone. Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara se implică în astfel de evenimente. Cred că avem această datorie să oferim o șansă tuturor copiilor și tuturor tinerilor, dacă doresc să își facă un viitor, unul bun, în județul nostru, să le oferim această șansă. În județul Hunedoara există o colaborare extraordinară între autoritățile la nivel județean și la nivel local și vă asigur, permanent căutăm, să spun așa, noi strategii, noi măsuri, astfel încât să le oferim oportunități și motive pentru care să rămână. Sigur că nu putem doar noi instituțiile, trebuie să existe o strânsă legătură cu mediul economic, cu piața muncii. Și aici cred că este tot secretul, iată de ce în ultimii ani, împreună cu Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, am dezvoltat un parteneriat, astfel încât
încât să oferim informații complete și corecte tuturor absolvenților în primul rând, dar și oferim din timp elevilor noștri variante, să spun așa, pe care să le aibă în vedere după absolvire. Ei trebuie să aibă aceste informații și atunci când iau o decizie să iau una corectă și potrivită și totodată le oferim servicii de consiliere. Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a văzut acest eveniment drept o oportunitate majoră pentru tinerii din comunitatea hunedoreană. Eu sper că după această zi, mulți dintre cei care sunt și așteaptă un loc de muncă să fie fericiți că și-au găsit un loc de muncă și este foarte bine, dar constat că anumite meserii, de exemplu, am stat de vorbă cu mulți, ca instalatori, sudori, lipsesc nu numai în județul nostru, îs la nivel de țară. Și le-am spus și celor care recrutează asemenea oameni să se gândească, să facă școli profesionale în care cel care are firma respectivă să facă contract de școlarizare cu elevul, să-i dea o bursă pe timpul școlarizării, după care să încheie un contract de cel puțin 3 ani de zile să lucreze. Ar fi un lucru extraordinar. Mulți mi-au zis că vor să încerce acest lucru. Cea mai frumoasă întrebare pe care ni s-a pus de către un tânăr a fost așa: să faceți tot ce este posibil să fie locuri de muncă în orașul nostru. Asta este un lucru extraordinar. În momentul în care poți să creezi locuri de muncă în orașul în care te-ai născut, ai învățat, 100% tineretul nostru nu va mai pleca. În calitate de președinte al Consiliului Județean, mă zbat pentru creare de locuri de muncă, pentru atragerea de investitori în județul nostru și, de ce nu, pentru toate problemele care ne aparțin nouă. Bursa locurilor de muncă este o șansă în plus pe care o au tinerii să se angajeze mai ușor.